Bine v-am găsit, încheiem săptămâna cu vreme caldă, dar instabilă. Au fost emise două atenționări cod galben, astfel că astăzi, până la ora 22, așteptăm furtuni în regiunile marcate cu galben. Izolat vor fi și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-50 de litri pe metru pătrat. Și asta nu este tot, vremea instabilă va începe să se extindă în această noapte în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării, astfel că până duminică seara așteptăm perioade cu furtuni în cea mai mare parte din țară, iar în aceste zile cantitățile de apă care se vor aduna în perioade scurte de timp sau prin acumulare vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 chiar 60 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții la noapte, pe lângă furtuni, așteptăm cer variabil în regiunile care nu sunt afectate de cod, iar în termometre vom avea temperaturi care se vor situa în general între 12 și 21 de grade. Prima zi de weekend va împărți țara în zone cu ploi și zone foarte călduroase, astfel că în estul și în sud-estul țării vremea va fi călduroasă la amiază, izolat caniculară în lunga Dunării cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezeală care, mai ales în sud-estul teritoriului, pe suprafețe mici, va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 24 și 34 de grade Celsius. Haideți să vedem și ce temperaturi vor fi în principalele orașe ale țării. La Brașov și Timișoara se vor înregistra 27 de grade, la Cluj-Napoca și Sibiu 26, la Constanța vor fi 28, iar la Craiova 29. Până la 31 de grade Celsius va urca maxima la Iași. La munte vremea se va răci și va fi instabilă, sunt așteptate furtuni și cantități mari de apă care izolat vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. 15 grade Celsius vor fi în Ceahlău, 19 la Păltiniș și Sinaia. La Poiana Brașov maxima va urca totuși până la 21 de grade Celsius, iar la Predeal până la 22. Doar 17 grade vor fi la Semenic, iar la Stâna de Vale vor fi 20. Pe litoral, în schimb, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât astăzi. Vor fi câțiva nori pe cer, maxima va ajunge până la 29 de grade Celsius, dar vântul își va face simțită prezența cu intensificări trecătoare ziua. Apa mării își va menține temperatura, va ajunge până la 26 de grade Celsius. În capitală, la noapte vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată, iar minima va indica 18-19 grade. Mâine va fi foarte cald și vom simți disconfort termic, pentru că se va depăși pragul critic al indicelui temperatură umezeală. 33 de grade Celsius vor arăta termometrele, iar poi mâine vremea va fi identică, doar câțiva nori în plus și tot 33 de grade Celsius va fi maxima. Săptămâna se încheie așadar cu furtuni în cea mai mare parte din țară și cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat izolat. În regiunile extracarpatice, vremea va fi călduroasă și disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius. Vremea continuă să fie schimbătoare și în restul continentului, deși în vestul Europei va predomina vremea frumoasă, în nord-vest cerul va fi mai mult înnorat și se vor semnala ploi abundente, va ploua izolat și prin Franța, 21 de grade Celsius vor fi la Londra, 28 la Paris și la Geneva. Canicula va persista în peninsula iberică, vor fi 29 de grade Celsius la Lisabona, însă la Madrid maxima va urca până la 37 de grade, iar la Barcelona până la 35. În sudul Europei, norii vor aduce ploi abundente pe la noi prin țară, prin nordul Italiei și mai slabe vor fi în rest, pe spații restrânse în Bulgaria, spre exemplu. Vor fi 29 de grade Celsius la Milano, 32 la Roma, la Viena se vor înregistra 27, la Sofia 29, la Atena 34 de grade, iar la Istanbul 30 de grade. Și în nordul Europei vor fi precipitații, va ploua mai intens în nordul Suediei, iar în restul peninsulei Scandinave și prin Rusia ploile vor fi mai slabe, în timp ce în rest vor apărea doar izolat. Se vor înregistra cel mult 21 de grade Celsius în țările nordice, la Berlin vor fi 24 de grade, la Praga 27, la fel și la Kiev, iar la Moscova maxima nu va mai depăși 21 de grade. Atât despre vreme, sunt Ioana Scărlătescu, rămâneți pe TVR1, urmează principalul telejurnal al zilei cu Dorina Florea. Seară senină să aveți!